E un moment deosebit pentru mine, pentru că Madi este și prietenul meu, este și colegul meu, în fine, ne cunoaștem de ceva vreme. Îi admir munca, pentru că să știți că, sau la muncul din punctul meu de vedere, înseamnă o profesie asumată și absolut nobilă, pentru că sunt niște oameni inimoși acolo care își riscă viața în fiecare zi, fără niciun fel de chestiuni financiare, absolut simbolice. Dar iată că, dincolo de aspectul ăsta de duritate a muntelui, pentru că par niște oameni ai muntelui și sunt niște oameni ai muntelui, se ascunde o sensibilitate deosebită și iată că în jurul nostru vedem o bucățică din această sensibilitate. Este vorba de o fotografie care, din punctul meu de vedere, este absolut superbă, pentru că vădește nu numai o pasiune, dar vădește în același timp suflet foarte sensibil. Sigur că personajul principal, și sunt de acord absolut și acest spus de Nisa, este natura. O natură care, sau la care ar trebui să ne întoarcem cu ioșenii, ca să spun eu, pentru că iată ce comori avem. În dreapta mea, stânga mea, în spatele nostru, o să vedeți lucrări absolut remarcabile, care înseamnă câte o bucățică de rai, vechi, pe care Adi Sănduroiul nu oferă. Sigur o să spune, sigur, dar el are acces la niște peisaje și la o natură care nu ne este prea des dat să o vedem. Anumite fotografii, sigur că o să surprindem și o asemenea latură a naturii, dar în general Adi Sănduroiul ne oferă, cum să vă spun eu, natura așa cum este ea, foarte multă natura, deși ea nu adică de văd eu, și ne pune pe tapet, dacă vreți aici, pe simeze, lucruri pe care le vedem mai rar sau asupra cărora nu zăbovim cât ar trebui să zăbovim. Dincolo de toate acestea, aș vrea să vă spun și cred că și Adi vă va spune acest lucru, este o artă, pentru că este o artă și în același timp și un meșteșug, sunt destul de costisitoare, cred eu, și presupune o anumită finanțare, dacă vreți, el a reușit să o aibă, poate nu ne va explica ceva și din tehnica aceasta de a ajunge la asemenea fotografie, așa cum vedem noi, pentru că este o întreagă pleiadă de operațiuni. Este o activitate complexă și aș remarca în același timp și încă un lucru pe care Adi îl face, transmite și altfel. Deci nu este un tip de loc egoist și cred că oamenii de multe nu sunt egoiști, pentru că sunt anumite reguli și anumite legi ale multelor care nu îți dau această posibilitate să fii egoist. Una peste alta, este un eveniment deosebit pentru noi Hăția și pentru Chiteșteni, pentru că, încă o dată vă repet, cel puțin din punctul meu de vedere, fotografia înseamnă o artă aproape. Dincolo de acest lucru, să-i dea Dumnezeu sănătate, să ne reîntâlnim aici, poate că facem ceva și mai de amploare. Aș vrea să salut aici prezența unor personalități culturale din diverse domenii. O să-l invit și pe domnul Iani Popa, lângă noi, vicepreședintele Consiliului Județean, care stă cu mințel acolo, pe doamna Gabriela Pendiu, vă rugăm să poftiți lângă noi, pentru că sunt oameni care, sigur că, concură la realizarea unor asemenea evenimente editoriale. Să continuăm, Adi, doamna ajută și mulțumim că ai ales video. Mulțumim frumos! Am plăcere, mulțumesc pe Adi de mulți ani, să spun că am copilărit împreună, am copit în același cartier. Știam de asemenea de pasiunea pe care are pentru partea fotografică, dar n-am văzut niciodată fotografiile pe care le-am făcut, ci am stat pe pot să spun pentru că bunița știu de fotografie, de cum a trimis și cu fotografie, niște bunițe la localitatea din județ Varge, o curiozitate, așa să vă spun, în curtea primarilor din soția de atunci. Sunt doi brați și în brații ea sunt cam 20 de bufințe în fiecare an.
de mine, parcă îi rugăm avea din lumea lor. Am mers și eu, ne-am fotografiat, dar n-am aceleași rezultate pe care le felicitări și mulțumim frumos! De cât timp îl cunoașteți și în ce fel rezonați în fotografia profesorului? Bună ziua și vă mulțumim că asta sunteți alături de noi. Acum două săptămâni au fost găzduite aici lucrările elevilor domnului profesor și mulțumim domnului director și colegilor de la Biblioteca Județeană, cei care sunt alături de noi de câte ori avem evenimente importante. Deci acum două săptămâni, cu ocazia sărbătorilor Ardeșului și Mucului, elevii îndrumați de domnul profesor, care are și calitatea de profesor, au avut aici o expoziție foarte, foarte frumoasă, intitulată Argeșul văzut de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești. Iată că după două săptămâni vine și maestrul, știți, a trimis întâi duzduganele, să spunem așa, și acum a venit și Zmeu, să spunem. Știu că are pasiune de fotografie și din acest motiv dânsul împărtășește din talentul și din pedagogia dânsului și elevilor de la Școala Populară de Arte. Îi mulțumim pentru asta. Fotografiile sunt minunate, de câte ori vin delegații străine în școala noastră, rămân impresionați de ceea ce văd, pentru că prin ochii domnului profesor, de ce eu vreau să vorbesc despre domnul profesor? Prin ochii domnului profesor vedem Argeșul, vedem România. Și vă bucurați la voastră acum de cele mai frumoase peisaje și cele mai frumoase locuri din Argeș și din România. Domnule profesor, vă mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate și să urmați cât mai mulți elevi pe această cale a artei fotografice. Vreau să vă spun că elevii dânsului au obținut foarte multe premii la expoziția internațională pe care o organizăm în fiecare an în decembrie. Foarte, foarte multe premii, o parte dintre fotografii cele mai frumoase sunt puse pe site și poate că vom reuși anul acesta să facem și un album și să-l punem, poate punem și pe Facebook mai multe fotografii, să ne facem cum a spus peste noi. Vă mulțumim! Mulțumim! De prima oară, cum vorbesc, este o expoziție personală. Până acum am participat una la expoziție de lux. Vinovații, în ghilimele, sunt în special fiicele mele și soția mea, care tot timpul mi-a spus că am o grămadă de fotografii bune cu care nu fac nimic. Ceea ce era corect. Așa că m-am gândit la o soluție, dar am expune măcar o parte. Aici trebuie să mulțumesc Consiliul Județean care a participat cu foarte mult din costul printurilor. M-a sprijinit și firma care a prezentat o viitoare cu cele destul de consistentă și în felul ăsta, în suma pe care am primit-o, am putut să fac mai multe mări. Ceea ce a dus la acoperirea hidranților, agățarea lor de întrerupătoare și așa mai departe. Nu a fost suficient spațiu să le pun pe toate. Încă mai am 10-12 ani, dar n-am mai ales să le și, într-adevăr, mi-a dat seama că, ce spunea domnul directorul Adineului, poate fi o doză de egoism să nu le arăt. Mie mi-era teamă să nu cumva să fie luată ca o dovadă a unui orgoliu așa, ieșit din albie. De asta am tot ezitat să ies cu o expoziție personală. Acum, de ce România mea? Pentru că eu cred că fiecare trebuie să-și aibă România lui, într-adevăr. Cea în care se simte bine. Cea pe care o vede cu alții. Și știți că o foarte mare parte din fotografii sunt făcute în jurul Pideștiului și în județ. Nu trebuie să vă duceți nu știu unde, nu știu ce călătorii, dar trebuie să vă placă să ieșiți în natură des, trebuie să învățați secretele naturii, trebuie să înveți să te apropii de un animal, să poți fotografia, pentru că, într-adevăr, poți să ai un obiectiv foarte puternic, dar dacă nu ești suficient de aproape de acel animal, degeaba obiectiv puternic, pentru că tot micul va ieși în cale. Și atunci trebuie să înveți un fel de tehnici de camuflare, de pândă, de așa mai departe. Am chiar aici un cunoscut care a mers cu mine de câteva ori în excursie, pune foto și după ce a mers de vreo două, trei ori, mi-a spus, a, pe oricine poate să facă fotografii ca tine, e suficient doar să știe unde. Bun, tocmai asta e problema, eu trebuie 25 de ani să învăț pe unde să
pe unde s-ar trebui să le facă. Deci asta e principalul secret, dorința, plăcerea de a ieși în natură, dacă vedeți genul ăsta de fotografie. Dacă România dumneavoastră seamănă cu a mea și vă doriți aceleași lucruri, ăsta este secretul. Nu știu ce să mai zic. Eu sper să vă placă, am o secțiune, în principal sunt din munte și din delt. Din munte pentru că pe munte merg de copil. N-am știut că, mă rog, după anul urma să fac o meserie din asta. La fel cum am știut nici că din fotografie peste anul urma să fac o meserie din asta. Totul a venit, cum să spun, de la sine și cu acumarea experienței. Iar de vreo, cât să zic, 10 ani de zile, 10-12 ani de zile, am descoperit Delta. Delta, credeți-mă că am fost până acum de 12-15 ori la modul serios. Nu am pus gura pe singur pește, am mâncat conserve de pește. Eu am fost acolo pentru a fotografia. Asta mi-a fost scopul și numai ideea de a fi cu cineva, să stau 3 ore, 5 ore lângă el, să-mi fac o supă de pește sau ciorbă de pește, cum îi spun. Ore care erau pierdute de la ceea ce aveam de făcut, ceea ce doream eu să fac, nu m-a încântat. Și am ajuns la parcurge, la cunoaște Delta, pot să spun că aproape la fel de bine ca și Făgărașul. Și de la o vreme am și un canoe gonflabil, pentru care mă ajut foarte mult, pentru că mi oferă acces în zone foarte greu accesibile și unde nu ajung turiștii, nici dacă plătesc bărci, pentru că odată localnicii sunt destul de plictisici și n-au chef să te plimbe pe tine, cum toate canalurile mă vreau să pot să ajungi cum te găsești. Lucruri de genul ăsta. Și oricum ar trebui de vreme, deci mai bine să fac o tură la pipă și vezi un pic, ai impresia că ai văzut paradisul, dar de fapt ai văzut doar coapta paradisului. Deci astea sunt principalele zone de, mă rog, unde provin din imaginile. Și eu știu, o să mă gândesc să vedem dacă nu cumva o să urmeze cumva peste un an, 2, cu România mea, 2. Sau Reloaded, zice, în Matrix.